Salut! Vă voi arăta cum să faceți modelul acesta simplu de romburi. Aveți nevoie de 8 tațe, 2 de o culoare și restul 6 de altă culoare. Aveți grijă ca să le tăiați destul de lungi, mai ales pe cele negre, pentru că lucrați mai mult cu ele și se consumă mai repede. O să iau mai întâi jumătatea din dreapta și voi începe cu ața neagră și vă voi face 3 noduri înapoi pe fiecare ață. Merg înapoi, înapoi, și înapoi. Acum iau pe cele din dreapta și pornesc tot cu negru și voi face 3 noduri înainte. 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 Și înainte. Și acum le unesc pe cele două negre în centru și voi face un nod înainte. Acum pornesc din stânga și fac 2 noduri înainte și înainte. Acum o iau pe cea mai din stânga și voi face un nod înainte. Iau ața neagră din partea stângă și merg înapoi. 3 noduri înapoi. Și înapoi. Acum las jumătatea stângă deoparte și le iau pe cele din dreapta și iau ața cea mai din dreapta și voi face 2 noduri înapoi. Înapoi. Acum iau ața cea mai din dreapta și voi face un nod înapoi. Iau ața neagră din centru și voi merge înainte pe toate cele 3 ațe albastre. Înainte și înainte. Acum ațele negre pot să le las deoparte și iau cele 2 ațe din centru și voi face un nod înainte. Acum cu ața despart în 2 jumătăți și cu ața care este prima în stânga voi face 2 noduri. Înainte și înainte. Acum le dau deoparte pe aceste 3 și le iau pe cele 3 din stânga și iau ața cea mai din dreapta și merg în stânga și fac un nod înapoi și încă un nod înapoi. Acum pot să las prima și ultima ață albastră deoparte și le iau pe cele 2 din centru și fac un nod înainte. Voi merge cu ața din centru, din dreapta, voi merge înainte Okay. Și coața din dreapta, care este acum în centru, voi merge înapoi. Un singur nod. Acum pot să le las pe cele de margine la o parte și fac un nod înainte. Ok. Acum am ajuns la începutul tutorialului, unde faceți cu negru până în centru și știți continuarea la tutorial de la început și faceți până când brățara voastră este gata. Sper că ați înțeles și că vă place. Pa, pa!